cei care nu trecem prin asta înțelegem și învățăm foarte multe din... aflăm foarte multe despre boală de genul ăsta din film și vreau să te întreb dacă ai avut feedback de la oameni care trec și ei prin același fel de situație, oameni care au avut o copilărie asemănătoare cu a ta sau dacă au fost proiecții speciale pentru oameni care suferă de boli de genul ăsta și familiile lor și cum se regăsesc ei în film. Proiecții speciale n-am avut și chiar a fost o discuție. Pregătim proiectul ăsta la FCN. Pentru cine îl facem? Îl facem fix către grupurile astea care poate se confruntă la rândul lor în mod direct și așa? Sau îl facem pentru cei din jurul lor? Și am picat pe a doua, tocmai pentru că ne-am gândit că iar o să pară că voi, oameni care treceți prin toate lucrurile astea grele, trebuie să vă învățăm lucruri și tot voi trebuie să vă îmbunătățiți și tot voi trebuie să știți să faceți față mai bine și tot voi trebuie să vă înțelegeți boala. Și așa am ajuns la concluzia că și la nivel de impact, dar și așa ca abordare, are mai mult sens să mergem către oamenii din jurul lor. Și atunci, da, proiecții speciale n-au fost pentru oamenii ăștia, dar au fost în săli, clar. Și e destul de copleșitor, adică primesc mesaje și povești și e greu de reacționat. Dar clar oamenii empatizează foarte tare și da, nu știu, chiar nu știu. Adică am primit reacții de genul, m-am simțit înțeleasă când am văzut filmul ăsta sau nimeni n-a mai vorbit așa despre chestia asta, wow, este prima oară ce mă bucur să aflu că și alții trec prin chestia asta. Deci da, clar oamenii empatizează și pare că e important. Adică dacă nu reușim să schimbăm sau să facem nu știu ce lucru măreț, măcar pare că asta reușește filmul ăsta, să facă pe oameni să se simtă mai puțin singuri, cred. Vă mulțumesc foarte mult, Andra, pentru așa. Și voiam să întreb legat de cum ne amintim, de memorie. E un moment în film în care spectatorul își dă seama că tu doar nu-ți aminteai acele momente de apropiere și tandrețe pe care se surprinse de cameră în momentul în care tatăl tău filma. Și e un moment foarte important așa, de turnură în film. Ce înseamnă pentru tine în momentul în care descoperi acest material să reevaluezi relația cu tatăl tău. Pentru că e interesant cum noi toți ne bazăm relația cu părinții de multe ori pe experiențe mai târzii, legate de copilăria mai târzie sau de adolescență, dar ne amintim această perioadă în care apar și de sacrificiu, dar și de apropiere. Și tandreța aceea din scena cu spălatul pe față este ceva deosebit. Ce înseamnă pentru tine să ajungi la acel material și cum ți-ai reevaluat atunci și cum a schimbat relația tocmai acel moment din producția filmului? Păi de unde eu eram furioasă că am avut un tată absent, am descoperit că am avut un tată foarte prezent și mișto și că, cel puțin când eram mică, chiar era genul care, uite, de exemplu, o secvență, cred că apare, am scris un text pentru Dor și acolo o găsiți, o secvență care nu apare în film, dar am pus-o acolo, în care... E filmată de mama, de-aia l-am pus în film, pentru că în film sunt doar scene filmate ori de mine, ori de el. Asta e filmată de mama, pentru că el îi dă camera. Eu sunt pe un butoi, încerc să culeg niște soc sau ceva și apoi încep brusc să țip, pentru că mi se face frică că sunt pe butoiul ăla și urlu să fiu dată jos, că mor de frică. Și tata vine și nu mă dă jos, ci mă ia în brațe și se urcă el cu mine pe butoi să... să culegem soc împreună și să nu mai fie frică și totuși să facem asta. Și sunt multe, da, sunt multe momente de felul ăsta și da, nu știu, a fost tare și emoționant să-mi dau seama că de fapt așa a fost. Nu ce mi-amintesc eu și că după aia acum având discuțiile astea cu psihologi și psihiatri și așa și eu tot punând întrebări acolo și dacă o să mi se întâmple și mie nu știu ce și dacă. Și toată lumea mi-a explicat că băi, uite, de fapt anii cei mai importanți în care ai format, așa au fost. Nu ce zici tu acum și ce te amintești tu acum. Mai decizi că filmul se apropie de un sfârșit? Că asta este? Că montajul e gata? În sensul?
că momentele de filmare se apropie de un sfârșit, adică că ai ce-ți trebuie ca să ajungi la o concluzie. Păi nu prea am știut, adică nu plecasem cu ideea că ce fac acolo, trebuie musai să iasă un film. Aveam la dispoziție vreo 2 săptămâni, că eu plecasem în vacanța de iarnă și am zis că asta e, ce fac aici, asta e filmarea. Și în același timp simțeam că nu mai putem niciun din noi emoțional, adică nu prea mai aveam să ne vedem. Rezultatul imediat pe filmare a fost că eram amândoi așa destul de surprinși de ce tocmai am scos pe gură și cred că ne lua cumva valul și intram în dinamica asta de discuție. Și după aceea că rămâneam singuri, ne gândeam, aolo, ce naiba am zis acolo? Și ne venea așa să ne dăm niște pași înapoi. Și cam asta a fost. Imediat după, devenise totul prea mult și prea copleșitor și în același timp nici nu mai știam ce să întrebăm. Adică epuizase momentul ăla. Ulterior, normal, mă uitam la material și eram, n-ai întrebat aia, așa, aia, altă, așa, aia, altă, ăla. Dar am zis că nu, că e despre momentul ăla foarte specific și cine suntem noi atunci. Acum, sigur că puteam să mai țin nu știu cât timp cu întrebări noi și așa. Dar și starea lui s-a schimbat, adică totuși la câteva luni distanță, starea lui s-a agravat destul de tare cu episoadele psihotice care n-au fost doar câteva, adică a devenit din ce în ce mai rău după toamna aia și ar fi fost total altceva, altă situație, alt film, alt total altceva. O să încheiem aici. Mulțumesc tuturor că ați venit, mulțumesc Andra, mulțumesc Flora. Filmul abia și începe distribuție în cinematografe. Deci ferește pentru cine vrea să-l vadă a doua oară sau să-l recomande. Turma abia începe. Ce să zic? Seara frumoasă și mult succes! Și mulțumim întregii echipe, nu suntem doar noi două, dar doar noi am reușit să venim astăzi aici, dar să citesc o listă? Da. Am o listă. Deci Ana Maria Antoci și Anda Ionescu, care sunt producătoarele de la Tangaj și au făcut magie, că altfel nu știu ce făceam, băgam filmul ăsta în sertar, nu terminam, nu. Așa. Dana, care este aici, de care a văzut 7000 de drafturi de montaj și a stat cu mine și m-a ajutat să mă detașez și să mă las în film, nu să mă tai. Florina Baicu, consultant fiscal, Angela Niță, consultant drepturi muzică, Anca Bărbulescu, care a făcut traducerea și subtitrarea, Olga Avramov, care a făcut posterul. Așa, Ihlava Film Fund, UPP și Sound Square, care ne-au sprijinit la postproducție. Plus, mulțumiri, clar, mama, tata, David Schwartz, Sorin Mătășeneanu, Bogdan Iancu, Alex Radu. Și în plus, echipa cu care lucrăm acum mai departe pe promovare, distribuție, AFCN, Carmen Macavei, care ne filmează acolo, Ioana Gonța, care cred că e și ea pe aici, Maria Gemescu și întreaga echipă de psihologi, psihiatrii și toată lumea. Și da, cred că sper că n-am ratat pe nimeni, dar n-am făcut asta singură, pe bune, că nu.